Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă rețetă la Alina în bucătărie. Pentru că ne aflăm în postul Paștelui, iar mulți dintre noi țin post, astăzi m-am gândit să vă arăt cum fac eu ardei umpluți de post. Este o rețetă simplă, cu ingrediente puține, la îndemâna oricui, dar extrem de gustoși și extrem de arătoși. Pentru mine, ardei umpluți vegetali sunt chiar mai buni decât cei cu carne. Acestea sunt ingredientele necesare pentru a pregăti ardei umpluți de post, iar lista completă de ingrediente o găsiți în descrierea videoului. Pentru această rețetă cel mai indicat ar fi să folosiți orezul cu bobul rotund. Eu nu am avut la îndemână, de aceea am folosit orezul basmati. Iar aici am o conservă de roșii în suc propriu, o să vă explic cum anume o folosesc, deoarece o voi folosi în două părți. Pentru început am curățat ardeii de cotor și de semințe, după care i-am spălat. Voi toca ciupercile, eu am ales să le toc destul de mărunt pentru că îmi place să fie la aceeași dimensiune ca și morcovul, ca și ceapa, să nu fie cumva mai mare și să iasă în evidență, plus că nici copiilor nu le place să le vadă în compoziție. Așa că puteți să le tăiați mai mare sau mai mărunt în funcție de preferință. Rețeta pe care vă ofer eu astăzi este rețeta pe care bunica mea o pregătea pentru mine în copilărie. Ea așa pregătea ardei umpluți, deci așa vă ofer rețeta. Singura diferență este că eu pun ciuperci, ea nu punea pentru că nu avea, dar dacă avea, sigur ar fi pus, deoarece este o sursă foarte bună de proteină vegetală. Următoarea de tocat este ceapa, o voi toca cât pot de mărunt. Eu am folosit două la număr, deoarece sunt destul de mari, astfel sunt suficiente. Acum este rândul morcovului, pe acesta îl voi răzui pe răzătoarea mare. La fel de bine puteți să îl tocați. Dacă doriți, îl puteți toca foarte mărunt, nu este niciun fel de problemă. Eu îl prefer răzuit. Iar ultimul de pe listă pentru a fi tocat este ardeiul. Îl voi tăca și pe el foarte mărunt. Iar cu asta am terminat de tocat tot ce aveam. Într-o cratiță încăpătoare voi încinge aproximativ 2 linguri de ulei, iar aici voi căli ciupercile condimentate cu puțină sare pentru aproximativ 5 minute. După ce s-au cărit ciupercile pentru 5 minute, este momentul să adaug ceapa. Voi mai găti alte 5 minute cât să devină ceapa translucie. Voi adăuga și foile de dafin, piper proaspăt măcinat. Amestecăm toate foarte bine împreună cât să se amestece toate aromele. Iar ultimul pe care îl voi adăuga la călit este morcovul. Voi căli pentru 5 minute împreună cu ceapa și cu ciupercile. După care îl voi lua deoparte și vă voi arăta ce urmează să facem. Am luat compoziția de pe foc și urmează să adaug ardeiul tocat mărunt, pasta de roșii, iar aici am roșiile în conservă, iar din ele voi adăuga 2 roșii pe care le voi folosi în compoziție, restul îl voi folosi la sos. De ce fac asta? Pentru că nu am avut roșii proaspete la îndemână. De obicei eu pun roșii proaspete pe care le fierb în apă, le dau jos coaja și le pun în compoziție. Orezul spălat și scurs de apă. Condimentez cu sare și piper după gust. Voi adăuga și cimbrul uscat. Am amestecat totul foarte, foarte bine, iar la final am scos și cele 2 foi de dafin. Acum este momentul să umplem ardeii cu compoziția obținută. Pentru a umple ardeii eu am folosit o linguriță. Cu ajutorul ei am pus câte o linguriță de compoziție și am apăsat puțin. Am umplut fiecare ardei lăsând aproximativ jumătate de centimetru de ardei neumplut.
apăs ușor cu lingurița deasupra și acesta este ardeiul umplut. Voi trece fiecare ardei, partea de sus a ardeiului prin făină, astfel nu va ieși compoziția afară. Unele persoane pun cotorul, partea de sus a ardeiului înapoi, mie nu-mi place să fac așa, așa că eu voi face la fel cum făcea bunica mea, voi pune făină. În funcție de numărul de ardei pe care le-ați umplut, folosiți o oară potrivită ca și mărime și clătiți-i astfel încât să fie cu gura în sus. Eu folosesc roșii în conservă necondimentate, așa că voi pune sare și piper după gust, dar dacă folosiți bulion, nu va mai fi necesar pentru că bulionul este condimentat. Am turnat sosul peste ardei și vom completa cu apă până sus. Odată completat cu apă, voi pune ardeii la foc. Eu îi voi pune pe foc mare până începe să fiarbă, iar în momentul în care începe să fiarbă, voi trage focul mic, voi semi-acoperi și voi lăsa să fiarbă pentru aproximativ 45 de minute pe foc domol. Ardeii umpluți fierb de aproximativ 35 de minute. Eu acum urmează să fac răntașul, ceea ce este un pas opțional pentru cine dorește. Cine nu dorește, puteți să săriți acest pas. Într-o crăticioară mai micuță am încins aproximativ 4 linguri de ulei, iar în el voi rumeni 2 linguri de făină pentru aproximativ 1 minut. După un minut voi adăuga o jumătate de lingură de paprika și voi mai lăsa să se rumenească pentru aproximativ 30 de secunde. Vom stinge cu o jumătate de litru de apă. Vom condimenta după gust cu sare și piper, puteți să puneți și 2 foi de dafin. Vom aduce la punctul de fierbere, vom fierbe pentru aproximativ 2 sau 3 minute cât să se lege sosul. După care răntașul este gata. Am turnat răntașul fierbinte peste ardeii umpluți, care încă fierb, și vom mai lăsa să fiarbă totul împreună aproximativ 5-10 minute, cât să se lege sosul. Și ardeii sunt gata. Ardeii umpluți de post sunt gata, uitați cât de bine arată. Sosul este legat, sunt extrem de gustoși, sunt extrem de frumoși, perfect pentru zilele de post, dar nu numai. Pentru cei care doresc o variantă mai sănătoasă, puteți să săriți pasul cu răntașul, este absolut opțional să faceți răntașul. Eu v-am pregătit varianta pe care noi o pregătim și care ne place. Haideți să vă arăt cât de bine arată și la interior. Uitați cât de bine arată, mie una nici nu-mi lipsește carnea, eu îi prefer pe aceștia făcuți de post. Dacă v-a plăcut rețeta mea de astăzi, nu ezitați să dați un like și un comentariu, iar pentru cei ce încă nu s-au abonat la canalul meu de YouTube, nu ezitați să o faceți apăsând butonul de subscribe și pe clopoțel. Până data viitoare, dragii mei, vă doresc numai bine!